Spuneți-mi scurt, are proiectul de la Rapid, vă place și credeți că va ajunge să câștige campionatul? Depinde de, da, cum au început să organizeze, având o infrastructură extraordinară, având un președinte, un patron foarte bun, toată problema suportelor, să nu înceapă să facă ceea ce au făcut cu copul. Să înțeleagă și să aibă răbdare, să aibă răbdare, să înțeleagă, pentru că el face eforturi extraordinare. Își dorește foarte mult, nu atât pentru el, cât pentru copiii lui. Dorește enorm de mult, a câștigat bani, a făcut asta, își dorește să facă treabă. Stadion există, baza de pregătire există, acolo le mai lipsește să aibă, să facă un cantonament unde se poate să și o să o facă și asta. Deci are un avans față de toate celelalte echipe, din punctul ăsta de vedere. De aceea, eu cred că poate... Sigur, pe mine mă doare Dinamo foarte tare la ce se întâmplă. Pentru că este foarte dificilă și văd că nu se grăbesc să facă stadionul. Dacă ar face stadionul, atunci ar veni Dinamo. Noi nu ne putem permite să pierdem branduri internaționale atât de mari. Nu ne putem permite. Nu putem lăsa doar pe ea. Sigur. Stadionul va putea fi o bază pentru ceilalți. Și Rapid s-a întors din purgatoriu, să nu uităm. Și Rapidul s-a întors din purgatoriu. Din purgatoriu, da. A trecut prin toate astea. Steaua a avut noroc cu Gigi Becali. Cu Gigi Becali, care a investit foarte mult. Dacă veneau alții care nu aveau potențialul ăsta, treceau și ei prin aceleași momente. Ca și Rapid, ca și Dinamo în momentul de față. Până când se revin, se vor așeza lucrurile. Asta e.